Reprezentanții autorităților locale din municipiul Constanța asigură cetățenii că dispun în acest an de un număr mai mare de utilaje pentru activitatea de dezăpezire față de anii anteriori. Una dintre principalele noutăți constă în achiziționarea unor utilaje speciale de mici dimensiuni care vor fi folosite pentru curățarea trotuarelor și a spațiilor greu accesibile. Așadar, în sezonul de iarnă 2019-2020 se va acționa simultan pe marile bulevarde, pe străzile și aleile înguste și pe trotuare. Au fost achiziționate peste 16.000 de tone de material antiderapant pentru a se acționa prompt atunci când situația o va impune. Deocamdată temperaturile țin cu noi. Comandamentul de iarnă al primăriei municipiului Constanța este pregătit să intervină în orice moment. Acum ne aflăm pentru o inventariere a tuturor utilajelor, precum și a materialelor antiderapante. Persoanele afectate de fenomenele meteorologice periculoase au la dispoziție peste 100 de locuri de cazare în incinta a 3 unități de învățământ, Colegiul Tehnic Tomis, Colegiul Tehnologic Dimitrie Leonida și Liceul Tehnologic Gheorghe Duca.